Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara continuă seria activităților prin care sprijină și facilitează accesul șomerilor și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă la joburile disponibile la nivelul județului. Astfel, în 19, 25 și 26 aprilie vor avea loc mini-burse în localitățile Brad, Hațeg și Orăștie. În luna aprilie vom avea 3 evenimente, mini-burse, organizate în urma analizei și a discuțiilor cu angajatorii, analizelor din partea noastră, bazelor de date, a numărului de șomeri, tot ceea ce înseamnă calificare și pregătirea profesională a acestora. Avem în data de 19 aprilie o mini-bursă la Brad, unde deja sunt angajatori care doresc să recruteze persoane din această zonă. Ne apropiem undeva la peste 1000 de persoane în evidență la agenția locală de la Brad. Vom fi în data de 25 la Hațeg, în 25 aprilie, la fel numărul mare de șomeri, peste 1100 de persoane, ne-a motivat și discuțiile cu angajatorii să organizăm un mini-eveniment și aici. Avem angajatori și semnale că sunt locuri de muncă, nu foarte multe, vom avea în jur de 200 de locuri de muncă la evenimentele din această lună, de aceea le numim mini-burse și vom fi în data de 26 la Orăștie, la fel într-o acțiune de mini-bursa locurilor de muncă. În luna mai, AJOFM Hunedoara va organiza Bursa Generală a Locurilor de Muncă, o acțiune mult mai amplă, care va include și un târg de orientare în carieră și sprijinire a elevilor și a studenților din ultimul an de studii.